De multe ori persoanele în vârstă sunt considerate o povară. Nu este adevărat. Ei sunt o sursă de experiență, o fântână de înțelepciune. Sunt martorii trecutului și o arhivă a istoriei noastre. Motiv pentru care este de datoria noastră să contribuim la îmbunătățirea calității vieții lor. Vin în toată sâmbătă și duminică și miercurea și joia. 4 zile pe săptămână aici merg dansurile. Sâmbătă trecută a venit așa o ploaie, s-a pornit, dar nu s-a duce nimeni. Ploaia a trecut și am ieșit din nou. Pentru pensionari, pentru oameni în vârstă, comunicarea, mișcarea, asta este viața. Noi întinerim. Eu mă simt parcă studentă, ce e când am venit cândva. Petrec timpul cu bătrânii, învățându-i lucruri noi, de care n-au știut până acum. Au început să-și facă primele lor poze, să vorbească cu ceilalți, să îi sune și se simțeau foarte energizați. Я не умела вообще работать с телефоном и научилась всему, что они знают. Ne-a arătat cum sună psihotare la neamuri. Interesante vieți și te auzi. Când te sună, asta e foarte mare bucurie la inimă. Bătrânețea este o perioadă și mai frumoasă pentru persoane. Pără un sur, cum spune, că este o coroană pusă pe cap ca la cel tânăr. Eu consider că sunt niște persoane foarte tinerești dacă au ajuns la așa o vârstă și să împart înțelepciunea asta pentru toți, pentru că și noi, tinerii, avem foarte multe de învățat de la ei. Мы чувствуем себя как раз в русле жизни. Так что большое спасибо, что о нас не забывают. Fiecare din noi poate să contribuie și să ofere o bătrânețe cât mai fericită și liniștită persoanelor vârstnice. Dragile noastre bunicuțe, bunei, mami și tați, persoane la vârsta înțelepciunii, vrem să vă aducem un omagiu, să vă spunem un mare mulțumesc pentru ceea ce sunteți, pentru ceea ce ați făcut, pentru țara noastră, pentru Chișinău. Că grație efortului dumneavoastră s-au construit școli, spitale, academii, universități, fabrici, drumuri. Vrem în această zi să vă spunem cu toții mulțumesc. Și să vă asigurăm că Primăria Municipiului Chișinău depune toate eforturile ca să vină cu un sprijin și cu un răspuns cât se poate de apropiat de doleanțele, necesitățile dumneavoastră, de la recreiere până la protecție socială, de la ajutor până la o mână întinsă și dialog între generații. Mulțumesc pentru ceea ce sunteți și vă dorim multă, multă sănătate și mulți ani înainte.